Bun venit la Copilaș Drăgălaș! Dă click pe abonare! Mulțumesc! Să crești mare! A cui este căsuța? Iată un bârlog în mijlocul pădurii. Cine trăiește în bârlog? Cămila? Ursul? Papagalul? Așa e! Bârlogul e casa ursului. Un cuib. A cui căsuță este? Să vedem! Un purcel, un șoarece și o pasăre. A cui căsuță este? Bravo! Pasărea trăiește în cuib. A cui adăpost este stupul, știi? Avem o albinuță, o broscuță și o pisică. A cui e căsuța? Stupul este căsuța albinei. Un mușuroi. Cine trăiește în mușuroi? Vulpea? Poate struțul? Sau furnica? Așa este! În mușuroi trăiește furnica. Cine trăiește în baltă? Ariciul? Broasca? Sau căprioara? Nici ariciul, nici căprioara. Broasca trăiește în baltă, corect! Acvariu. Oare a cui căsuță este? Vulpea? Fluturele? Sau peștele locuiește în acvariu? Desigur! Acvariul e căsuța peștelui. O gaură în peretele casei. A cui e vizuina? Fluturele? Șoarecele? Sau girafa și-a făcut un astfel de adăpost? Așa e! Bravo! Șoarecele a aros o gaură în perete ca să-și facă cuib. Să nu uiți să te abonezi!